Nu. Ștefan Gănău, un nume bine cunoscut între vestiții olar de altă dată a Băii Gârgăului. Rămas ultimul meșter olar în acest ținut de legendă și dor, unde cu ani în urmă cea mai mare parte a populației trăia din această îndeletnicire, Ștefan Gănău trăiește drama de a vedea că această artă a olăritului piere, că nu are la cine să lase meșteșugul său care a adus de-a lungul vieții bucuria traiului de zi cu zi. Spirit deosebit, cu un bun simț de observație, Ștefan Gănău, la cei 82 de ani a domniei sale, regretă vremurile de altă dată, faptul că tradițiile neamului nostru sunt pe punctul de a dispare. Să-i ascultăm vorba înțeleaptă și semnalul de alarmă pe care dorește să-l tragă în acest interviu. Aș vrea să ne povestiți câteva lucruri legate de această îndeletnicire a dumneavoastră, și anume olăritul. De când o practicați? O practicăz de când am fost mic, copil mic. Deci asta a fost din tată, eu am moștenit-o. Și până în prezent, acum că am împlinit 82 de ani, deci mi-a fost dragă meseria, așa am lucrat-o. Mai mult că am văzut covinți străini care m-au apreciat și mai mult ca noi olarii, desigurat am fost când m-am trezit eu, jumătate satul post olari. Ori acum am rămas aproape singur. Tot s-a dus, nu se mai practichează asta, mai mult că nici nu s-a luptat nimic ca să ne mai ajute, cât a fost înainte, ne mai ajutat, cu anumite materiale. Ori acum pământ este, lemne sunt, dar nu coloranță care trebuie să le... Nu găsim coloranță. Ce fel de coloranță erau? Da, păi, mai mult minimum de plumb sau litargă, cum îi ziceam asta, pentru jumalturile astea. Coloranță care... Apoi nu trebuie cobalt, albastru, mangan negru, caolin alb. Așa că, într-adevăr, n-am mai folosit de unde am mai putut. Dar acum nu se mai găsește și le facem noi din lut așa, dar nu avem coloranță care trebuie să le scotem cum trebuie să se facă. Apoi, într-adevăr, că înainte lucram câte un cuptor de oale și ne ducem pe sate cu ele. Le vindem pe bucate, meream în târgu, ce vindem, după aceea meream pe sate și luam, căpătam ce trebuia, mălai, grâu, slănină și cu acelea trăiem încă o lună de zile până când mai făceam iar un cuptor. Așa că, într-adevăr, astăzi am ajuns de, cum să spun, singurul și nici nu ne mai ajută. Am lucrat cu copii, am învățat și copiii la casa de copii la Prundul Bârgăului, a fost o casă de copii, acum s-o duc la Beclean. Și, într-adevăr, sunt doi care mai lucrează la Cluj, nu știu dacă, că nu mai dau semne de viață. Pe care ați învățat dumneavoastră. Pe care am învățat, da. Mocean a fost unul care a fost la București, acolo s-au ridicat mare, s-au dus în alte părți, nu s-au mai interesat. Apoi ăștia de la Cluj, unul e Sântămărean Gavril, a mai lucrat acolo pe la oraș, a făcut ghivece de flori sau ce știu eu și-au mai făcut. Nu mai dai de vii. Apoi am fost chemat la Iclod, acolo o tabără de copii. Au venit după mine, într-adevăr, președintele Artii Populare la Cluj, Pup, și m-au dus cu mașina și am stat o săptămână acolo cu ei. Și am zis că mai măr dacă vin după mine să mă duc să le ajut acolo. Apoi atât am apreciat băieții de fost draghi. No. Și acum, într-adevăr, că am lucrat până acum
De asta nu am mai lucrat, că a fost frig. Și acum s-a deschis o țără timpul. Am niște comenzi de niște ghivece de flori. Numai că nu am coloranță, asta e toată treaba. Unde le vindeți? Se cumpără acum oalele de lut? Mai cumpără lumea? Mai mergeți la târg sau aveți doar comenzi? Nicărie decât numai acasă. Au venit mai mulți străini, francezi, englezi, germani, nemți, ăștia au apreciat foarte mult. Ce le place la nemți în mod deosebit? Care din lucrări? Ce anume? Apoi mai mult mi-a trebuit de asta de casnice. Cratiță pentru carne, pentru oale de lapte, care au știut că și mâncare se face în vas de lut, și asta au apreciat foarte mult ei. Apoi au avut cancee care punea la grinzi, farfurii, când mergea la nunți, ei fiecare aveau un canceu și acela care merea la nuntă îl punea sus la grindă. Și avea acela, el știa câte nunți au făcut și câte oale au strâns. Deci, dintre nepoții dumneavoastră, dintre tineretul de aici, de la dumneavoastră, din localitate, nu aveți niciun discipol, niciun urmaș? Nu, am avut doi copii. Unul a învățat frizăria, nu i-a plăcut, altul a lucrat. Apoi s-a căsătorit și apoi nu a mai vrut să mai lucreze, s-a dus la fabrică, s-a dus în altă parte. Nu i-a plăcut. Dacă nu are din suflet dragostea de a lucra, de a face, nu face. Asta e, că nu se naște nimeni să știe, dar muncind, el face și direge și îi drag să lucreze, dacă vrea să lucreze. Și pământul ăsta, într-adevăr, trebuie să lucrezi în așa fel, să ai răbdare, să-l ai din suflet, să-l faci și să ție drag a lucra. Să sperăm că poate de acum vor veni tinerii de aici din sat să învețe, sau poate cine știe să va găsi unul, doi care să vă ducă mai departe această îndeletnicire, această meserie deosebită. Mult aș vrea și mi-ar fi drag, viața mi-o dau. Pentru că îmi vine să plâng, că nu am cui să lăs. Numai că mi-e drag, nu, ca să fac și să vin, că l-aș ajuta din toate puterile să facă, să direagă, nu. Într-adevăr că acum sunt bătrân, la 82 de ani. Mulți înainte. Am lucrat și am făcut și mi-a fost dragă meseria. M-a dus peste hotarele țării noastre și în toate părțile. Dar, într-adevăr că prin muncă, omul se ridică, prin muncă își câștigă până de toate zilele, că nu se naște nimeni să știe, fără muncind. Asta e viața lui. Pate Gănău, vreau să vă întreb dacă aici, în sat, la dumneavoastră, se mai păstrează tradițiile populare. Vedem că olăritul a pierdut teren, dar tradițiile populare, dacă se mai fac șezători, dacă se mai fac jocuri, dacă lumea se mai îmbracă în costumul popular atât de frumos de aici, de pe Valea Bârgăului. Prea puțin. S-au dus toate, s-au... Nu are... Nu știu cum să spun. Nu-i sufletul acela... Mai bine să duc noaptea în alte părți, că a fost ziua, joc, fain, ia mână, de învârtire, de cutare, au fost jocuri frumoase, de-a noastre. Acum discotecă și câte și mai câte nebunii care fac, nu scot altceva decât numai rele fac, nu fac bune nimic absolut. Eu, după cât văd eu, treaba nu merge bine și nici nu va merge bine dacă nu se pune altă săpânire pe... Pentru că jocurile populare, cântecele populare, câte au fost, să făcea în sat teatre, să făcea câte și câte lucruri de astea care era drag lumii să margă la căminul cultural să vadă că ce se lucrează. Ori astăzi nu se mai face, puțin de tăți. Numai o aducere a minte numai, atâta s-a mai și... Și numai poate la muzee se vor mai... Dacă nu se pune o stăpânire să se fie o altă ordine și o înțelegere în sat. Și costumele, deci, nu prea le îmbracă lumea, decât la sărbători, la sărbătorile religioase sau la nunți? Mai mult bătrânii. Fetele și ăștia este prea puțin de tot, absolut. Acolo putrezesc în ladă și nu le ia nimeni, că nu le place. Mai bine eu niște haine de astea
N-au niciun rost. Eu atâta văd. Ar trebui neapărat să iei măsuri cineva, să-i strângă, să-i adune. O, era înainte profesor care vine în sală și educa și sta seara și îi făcea cu ei anumite lecții care să le dea o învățătură și cu ta. Și era drag să vie. Dar acum nu știu care e treaba, că nu se mai interesează nimeni. Că de sus dacă nu se interesează, dar pe aici jos sănătate la neamă nu le mai vine să facă. Care e treaba și cum e într-adevăr, că din sfat, adică de la primărie ar trebui. Ar trebui de la județ, ar trebui din București direct, care să vie să traducă treburile astea. Eu atâta văd lucrurile, că trebuie neapărat să se ia alte măsuri pentru a se traduce iară cum a fost. Da? Mă tem că rău s-a face, că nu au intrat ideile astea între ei și nu se mai... Nu mai au ambiția așa de dragostea de a face teatre și așa. Televiziunea să dea mai multe spectacole țărănești, adică misiuni care să arate într-adevăr că tineretul și cum a fost înainte să vină să ia impulsionare, să facă ceva. Astăzi, când realizăm acest film, Ștefan Gănău nu mai este printre noi. A plecat să se odihnească în lutul pe care l-a iubit atât de mult și pe care l-a mângâiat de atâtea ori cu mâinile sale. Deși regretele meșterului olar Ștefan Gănău sunt evidente, totuși o undă de speranță a răzbătut din sufletul său atunci când ne-a recitat o poezie pe care a învățat-o când era copil și pe care ne-a lăsat-o ca pe un testament. Și atunci am vrut să vă spun că am învățat această poezie când eram încă un copil, prin clasa a patra, la școală. Și am zis așa, veacuri triste întunecoase peste capul meu trecut, cu mii ori de furioasă spre adesea m-am bătut, dar nici timpurile grele și vandalmul cel păgân n-a curmat zilele mele, căci oricât am fost român. Și oricât timp român voi fi, nu mă tem că voi peri. Căci când din Roma cea măreasă peste praiuri m-au adus, trăia în colecării brață pe toți dacii i-au răpus. Hei, alte vremuri erau înainte, le cunosc cei din morminte. Cerul plin era de nori, câmpul gol pustii de flori. Rar putea să-și vază lanul, să cera de grâu săteanul, și să-și care tihna acasă pâinea de pe câmp cureasă. Căci când era mai plin mai des bobul spicelor pe șes, vuiet aducea în zbor vântul, pașii cutremurau pământul, și cu lupii sar la oi astfel tăbărau pe noi, haite negre, haite mari, când de turci, când de tătari. Premuncii se așterneau, cuiburi iară își clădeau, ca să aibă peste vară pustite arsă iară. Din hârleț atunci din coasă, arme, paloșă tăioasă, lânci își făureau românii ca să lupte cu păgânii. Să luptau bărbați cete și femei, copii și fete, și moșnegii cei cărunți rătăcim prin pribești, prin munți. Și femei, fete, copii și bărbați rămași cu zile, înapoi când se întorseau pe la casă ce găseau. Scrumpt tăciuni în loc de casă, iar în loc de vite oasă, și din vatra dărmată chiar cenușa spulberată. Iar la vreme din năcaz ne dezea câte un viteaz care col său paloșrat curăța din hat în hat șâsul băile române de lăcustile păgâne. Asta am văzut.